Camera de Comerț și Industrie Suceava a organizat vineri un seminar cu tema Medierea din dialog vin soluțiile. Invitați de prestigiu din Consiliul de Mediere au discutat cu oamenii de afaceri suceveni despre avantajele medierii în domeniul lor de activitate și au făcut prezentări pe această temă. Directorul Camerei de Comerț și Industrie Suceava, Lucian Gheorghiu, a făcut o scurtă descriere a proiectului, a rolului pe care îl deține Camera de Comerț în derularea acestui proiect, precum și prezentarea invitaților. Prezenta acțiune este desfășurată în cadrul proiectului AIREM, un proiect aprobat de către Directoratul General pentru Justiție al Comisiei Europene, program finanțat prin Programul Civil de Justiție 2012, ce este implementat de către Fundația Mediara din Spania, Camera de Comerț și Industrie Suceava fiind unul din cei 8 parteneri din cele 7 țări membre în acest program. Obiectivul general al acestui proiect este cel de promovarea unei culturi europene a medierei prin elaborarea unui plan de comunicare comun aplicabil și eficient, prin intermediul căruia să fie promovată ca instrument, medierea să fie promovată ca instrument de rezolvare a conflictelor. Astăzi avem plăcerea de a avea alături de noi ca invitați pe domnul Dorin Pădurescu, președinte al Consiliului Medierii. Domnul Ion Dedu, de asemenea membru Consiliului Medierii. Doamna Simona Cânepă, președinte a Uniunii Naționale a Mediatorilor din România, Iala Galax. Și domnul Mihai Muntanu, CEO Human Toolkit, mediator și promotor. Președintele Consiliului de Mediere, Dorin Bădulescu, a explicat de ce medierea poate fi calea eficientă a îmbunătățirii afacerilor, dar și care ar fi piedicile. Ce privește mediul de afaceri, trebuie să ne raportăm la bani. Și ne raportăm la bani pentru că esența unei afaceri este profit. În condițiile în care avem o economie care merge mai puțin bine în ultima perioadă, medierea poate fi ca eficientă ca cursul financiar al diverselor societăți comerciale care au de casă sau de dat bani, se poate îmbunătăți. De ce? Pentru că de cele mai multe ori conflictele care apar între societățile comerciale apar la urmarea unei lipse de dialog eficient sau ca urmarea faptului că partenerii de afaceri nu s-au perceput în mod corect. De asemenea, Dorin Bădulescu a dat și câteva exemple concrete unde medierea poate interveni cu succes. Având în vedere situația financiară a României, dacă ne referim la bani în momentul de față, o situație de insolvență poate fi evitată apelând la mediere. Pentru că știți foarte bine și totdeauna toată lumea știe că avem anumiți creditori în condițiile în care pot exista anumiți creditori care putem discuta. Și poți determina pe o anumită zonă anumiți creditori să nu acționeze. Încă medierea este la început în zona bancară, zona client bancă. Este mai greu de lucrat în această zonă, pentru că băncile au anumită reticență în a intra în aceste medieri, dar ușor-ușor și în această zonă se va ajunge. Nu în ultimul rând, participanții la seminar au fost invitați să adreseze întrebări membrilor Consiliului pentru a lămuri unele situații. Medierea poate fi considerat un brand în România și un bun interes național? Aș putea să spun că da. Este un brand în România ca urmare a faptului că în ultimii 2 ani de zile, cer scuze pentru telefon, în ultimii 2 ani de zile a fost discutată și a fost și notorietatea ei a crescut.